Fan cu Dan Vardie la Europa FM. Cred că va trebui în curând să punem un zgomot de motor electric în loc de motorul ăsta care se torturează. Salut, Dan, bine ai venit. Dan Vardie, președintele APIA și președintele jurului european Autobest, în direct cu noi. Salut! Salut, Radu! Salutări European FM! Foarte curioși despre ce vom vorbi astăzi. Ce noutăți mai sunt pe industrie, așa? Oameni buni, vom vorbi despre Elon Musk și ce surprize ne mai pregătește, ne mai păcălește. Iar vorbim despre Elon Musk, despre iar Twitter. Vorbim, Radu, dar de data aceasta, Radu și European FM nu vom vorbi deloc despre Twitter. Nu de alta, dar nu este în portofoliul meu de competențe, ca să zic așa, Twitter și ce face Elon acolo. Oricum, sunt convins că Radu v-a vorbit de la începutul emisiunii despre treaba asta, care, iată, șochează din nou planeta. Nu, eu zic să vorbim despre ultima sa apariție celebră, Tesla Day, care acum, anul acesta, s-a numit Tesla AI Day, de la Artificial Intelligence, și care, iată, în sfârșit, ne-a arătat un fel de robot umanoid care se cheamă Optimus, ce altceva, doar nu, era din celebrul film Transformers, cu autoboți, ca să aibă legătură cu mașina. Chiar și mă întreb, Radu, cum a făcut Elon Musk să pună mâna pe trademark-ul ca să-l folosească? Îi trebuie o marcă înregistrată, da, în fine, Elon e capabil de multe surprize. În sfârșit, a avut loc, cum spuneam, undeva pe la două noaptea, s-a transmis live de la Tesla. L-am văzut și eu, m-am uitat cu mare atenție să văd ce se întâmplă. L-am văzut, este într-adevăr un robot umanoid greu de definit în momentul de față, pentru că, așa cum o spune chiar Elon, în ciuda tuturor promisiunilor, nu este gata. Versiunea care pare mai aproape de realitate la momentul prezentării nici măcar nu știa să meargă. Asta vreau să te întreb. Ce face robotul ăsta până la urmă? În afară de faptul că face cu mâna la public, și mă rog, e simpatic așa că își face degetele în formă de inimă, în fine, niște lucruri din astea simpatice, și l-au arătat în fabrică cum mută mici obiecte. Ce știm precis este că în momentul de față nu e gata, dar Elon este, ca de obicei, foarte optimist. De data asta, optimismul lui Elon Musk înseamnă că acest robot umanoid va fi gata între 3 și 5 ani de acum încolo, că va costa până în $20,000 și că va avea o baterie de 2,3 kWh și, mă rog, undeva la 73 de kilograme. Așa, un pic mai grăsus decât mine, dacă pot să zic așa. Elon spune că acest robot Optimus va putea să facă orice. La început va fi folosit în fabrică pentru a înlocui munca umană repetitivă, greoaie, dificilă. Și periculoasă, probabil, da. Și periculoasă, ceea ce, în fine, e o discuție lungă. Am văzut foarte mulți specialiști în robotică care spun că treaba asta e un pic superflu, pentru că noi în fabricile de uzine, de mașini, folosim roboți de foarte mulți ani. Sigur, ei nu sunt umanoizi, sunt niște roboți specializați care fac o treabă foarte bună și foarte eficientă. Și probabil că singura șansă pentru Optimus să aibă dreptate Elon Musk este ca din această inteligență artificială, care până și Elon spune că deocamdată nu o are, el nu poate lua decizii singur, nu știe ce să facă, trebuie să-l înveți, poate în viitor să poată să fie aproape ca un om, care ia decizii ca un om și nu ca un robot, cum avem astăzi o mașinărie care mută o placă sau o piesă dintr-o parte într-alta. De asemenea, l-a arătat, oameni buni, poate ați văzut cum uda florile, și asta a fost într-adevăr o chestie interesantă, că am văzut și noi ce vede robotul. Și ne-am dat seama că e o chestie doar de culori. Apropo de senzori și de radare cu care operează acest robot, care de fapt n-are nici radare, nici senzori, ci operează cu camere de luat vederi. Ar fi bine să aibă o baterie în interiorul lui și să te plimbi, atunci când te plimbi cu mașina Tesla, să ai robotul ăsta undeva în spate, pe banchetă, dacă rămâi fără curent în baterie, să conectezi mașina la robot, știi? Să-l dai jos. Are, bateria lui e de 2,3 kWh, spuneam mai devreme, și e mult prea mică ca să poți să faci mai mult decât să mergi până la prima stație, n-ai cum. Aia zic, așa s-ar face cu adevărat util, să-ți încarce mașina electrică dacă nu ești lângă o priză.
Ce vreau să mai spun, Radu, este că dincolo de povestea asta, Elon a încercat să facă o paralelă cu testele la care este supus acest robot, scos cumva din pălărie. De sub un an de zile a apărut povestea asta cu robotul Optimus, exact ca în lumea auto. Și apropo de lumea auto, de data asta toată lumea aștepta și niște informații totuși serioase despre ce urmează la Tesla. Ei bine, n-a urmat nimic, astfel încât n-a mai vorbit de baterii, cum era iarăși așteptat o discuție, n-a vorbit nici măcar de autonomus, de viitorul autonomus al lui Tesla, care se spera că va fi anunțat undeva până la sfârșitul acestui an, în sensul că va apare. A fost această speculație că prima mașină autonomă Tesla și acest program pe care el îl are și care este într-adevăr o chestiune unică la Tesla, e bine, nu a fost comunicat, deci se pare că nu va fi nici anul ăsta. Reamintesc celor care ne ascultă cu inima deschisă și să nu se sperie de niciun fel. Prima dată Elon a promis în 2019 că în 2020 avem prima mașină automată. Am vorbit și noi aici la vremea aia, Radu, împreună. E bine, suntem în 2022, nici anul ăsta nu vine. Poate, cine știe, mai vedem până la anul. Însă, și vreau să închidem știrea cu cifrele astea care sunt de data asta impresionante, și anume că până la sfârșitul acestui an, oameni buni, Tesla va livra cu siguranță, o spun toți analiștii, undeva la 1,4 milioane de unități Tesla la nivel mondial. Să știți că este peste Dacia, care e de cea mai de succes marcă de automobil în Europa în momentul de față, peste Skoda, peste Volkswagen, dacă e să ne referim numai la o parte. A și fura startul, ce-i drept, pe bună dreptate. Și ca să vă dau și cifra, tot analiștii, aici sigur fac și eu calcule ca analist de piață, dar nu cred că am competența internațională care au colegii mei din Statele Unite, că ei sunt cei mai buni. Ei bine, în 2023, adică anul viitor, se pare că Tesla va reuși să livreze 2,1 milioane de unități, multe dintre ele vor fi produse la Berlin, în fabrica Tesla de lângă Berlin, ceea ce, haideți să o spunem, vine foarte aproape de teutonii germani, foarte aproape de BMW, foarte aproape de Mercedes, foarte aproape de Audi. Ceea ce înseamnă, și asta este prognoza pe care vreau să o fac aici în premieră absolută, că în 2024 Tesla devine, culmea, și din punct de vedere vânzări, lider absolut în lumea aceasta atât de elitistă unde se duce Tesla, deși, în fine, nu cred că poate fi considerată un brand premium, da, asta este, putem să discutăm plus minus, dar dacă se întâmplă, amintiți-vă, oameni buni, când vorbeam cu Radu acum 2 ani, 3 ani, când spuneam că Elon vinde câteva mașini și are cea mai valoroasă companie de automobile din lume, vânzând un număr mult prea mic de mașini. Iată că astăzi, în ritmul ăsta, iată unde ajunge, și vă reamintesc, dorința lui Elon Musk este ca în 2030 să vândă, vă reamintesc, în cuvintele lui, nu ale noastre, 20 de milioane de unități, din cele probabil în jur de 90-95 de milioane câte se vor produce în anul 2030 la nivel mondial. Vă dați seama că e ceva... Asta e Elon Musk. Îți mulțumesc, Dan Vardie, președintele APIA, în direct cu noi la Autofan. Îți mulțumesc pentru informații. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici pe Drum cu Prioritate. Nu, mai bine, la revedere. Până atunci se adaugă și picioarele lui Optimus, că înțeleg că are o problemă și... A zis că durează câteva luni de zile, pune picioarele ca să facă primii pași. Că n-a știut să facă primii pași, micuțul. Ok. Seara bună, mulțumim pentru informații. Într-o lume care se schimbă în permanență, în care exercițiul adaptării a devenit un obicei zilnic, în care întrebările așteaptă răspuns, iar problemele caută soluții, îți propunem să analizăm